Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. În sesiunea de astăzi a plenului Senatului voi prezenta o interpelare și o întrebare. Încep cu interpelarea. Este adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, primul ministru al României, domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul afacerilor externe, domnului Marian Cătălin Predoiu, ministrul justiției, doamnei Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, și domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății. Obiectul interpelării: înființarea unei structuri interinstituționale guvernamentale pentru gestionarea situațiilor dificile ale familiilor de cetățeni români cu copii domiciliate în străinătate. Domnule prim-ministru, stimați miniștri, programul de guvernare votat de Parlamentul României în noiembrie 2021 a inclus în capitolul de politică externă o serie de prevederi privind necesitatea unei acțiuni instituționale coordonate a statului român în vederea sprijinirii familiilor de cetățeni români stabilite în străinătate și care sunt deposedate de copiii lor sub diferite motive de către autoritățile naționale de specialitate din statele de reședință. Prevederile menționate din programul de guvernare sunt următoarele, citez: statul român are obligația constituțională de a ocroti și de a oferi protecție și asistență cetățenilor români, indiferent de locul în care aceștia s-ar afla. În ultimii ani se înregistrează o creștere îngrijorătoare a frecvenței cazurilor semnalate privind situații în care cetățeni români aflați în primul rând în state europene au fost separați forțat de copiilor de către autoritățile naționale cu competențe în materie de protecție a copilului din respectivele țări, adesea în condiții contestabile sau chiar abuzive. Aceste situații frecvente în care cetățenii români, în calitate de părinți, solicită ajutorul statului român, situații care reflectă ipostaze de viață nu odată dramatice, impun o reacție instituțională adecvată a României. De aceea, se va acționa pentru înființarea unei structuri instituționale în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, care să includă contribuții de specialitate complementare, inclusiv cu personal, din partea diferitelor instituții sau departamente ale administrației românești, relații consulare, dreptul tratatelor, drepturile omului, dreptul familiei și jurisprudența specializată de dreptul familiei, autoritatea națională cu competență privind protecția copilului și așa mai departe, am încheiat citatul. Având în vedere multiplicarea îngrijorătoare a acestui tip de cazuri, care generează situații traumatizante și cu o mare încărcătură emoțională, inclusiv cu un impact semnificativ la nivelul opiniei publice, precum și cazurile recente, dramatice, înregistrate în Danemarca, este vorba de familia Rotundu, și Germania, familia Furdui, care implică persoane deținătoare exclusiv ale cetățeniei române, vă adresez solicitarea să dispuneți să fiu informat cu privire la măsurile întreprinse pentru operaționalizarea acestei structuri guvernamentale cât mai rapid posibil. Aștept răspuns scris. Vă mulțumesc, senator Titus Corlățean, senator de Dâmbovița.